Găsit dintr-un moment în altul încep discuțiile în Comisia Economică despre polițele RCA. Sunt prezenți reprezentanții Consiliului Concurenței, cei care trebuie să dea explicații în primul rând despre verificările pe care le-au făcut pe piață în ultima perioadă. Trebuie să explice de ce nu au atras atenția și celor de la ASF în legătură cu tarifele pentru polițele RCA emise de această companie Euroins, care, iată, este în insolvență și ar urma să intre în faliment. Știm foarte bine că din momentul în care ar intra în faliment, în 3 luni de zile acele polițe pe care românii le-au făcut vor deveni nule, așa că cei care au polițe la această companie trebuie să ia măsuri încă de pe acum. Așadar, toate aceste chestiuni și ce urmează să facă cei care au polițe RCA, cât și despre plafonarea prețurilor, urmează să se discute în această comisie economică, în care astăzi, așa cum vă menționam, sunt reprezentanții Consiliului Concurenței.